Drame de adult pe umeri de copil. La 9 ani și-a pierdut mama. Ce ai vrea să-i spui? Că o iubesc extrem de mult și aș da orice să se întoarcă. La scurt timp și-a pierdut și casa într-un incendiu. Începuse să mai iasă puțin fum, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că a dat acea ploaie, s-a stins tot. Dar deznădejdea nu a fost o soluție pentru Răzvan. Povestea copilului care a crescut cu suferință. Mi-a apărut Iisus în vis și mi-a spus că m-a scăpat de toate ce am pe suflet. Duminică după amiază de la 2:30 la Asta e România.